La jumătatea lunii, tramvaiele 6 revin pe traseul consacrat. Modernizarea completă a intersecției cu 1 decembrie 1918 este aproape gata. Odată finalizată, cei care au fost nevoiți să schimbe ruta pentru a ajunge la muncă, la școală, precum și alți călători, vor merge din nou cu tramvaiele 6A și 6B. Cu termen de finalizare în septembrie, Stan Vidrighin este cel de-al treilea mare bulevard cu linii de tramvai modernizate, carosabil cu două benzi pe sens, trotuare, piste de biciclete și spații verzi, dar și cu rețele de utilități noi. Înțeleg frustrarea locuitorilor cu privire la starea actuală a unor linii de tramvai care pot fi inconfortabile și pot provoca întârzieri în transportul public. Nu s-a investit nimic an și an de zile în reabilitarea liniilor. Pe linia 7, de exemplu, sunt tronsoane la care nu s-a mai intervenit de dinainte de Revoluția din 89, dar Timișoara a recuperat în privința infrastructurii pentru transportul public. Cetății bogdăneștilor Vidrighin sunt doar începutul. O administrație despre timișoreni și nevoile lor, nu despre conducătorii lor, transmite viceprimarul Ruben Lațcău.